Champion Labs Care e un YouTuber de de Plus crezi ceva senzațional? Deși am ignorat și iertat în trecut oamenii frustrați Din voi face un exemplu Salutare prieteni și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi o să povestim puțin despre relația mea cu banii și modul în care fac eu economii. Ca să fac un fast forward prin anii mei de copilărie, provenind dintr-o familie de clasă mijlocie, cu adevărat din clasă mijlocie, nu cum pretind alții. Primeam bani când ieșeam în oraș cu colegii, cam 50-100 de lei să-mi iau și eu o bere, un suc. Dar dacă voiam să-mi iau alte lucruri pe care părințele considerau mofturi, gen un calculator mai o cameră de SLR și altele, nu primeam acești bani. As a side note, tot proiectul acesta ce-l vedeți pe YouTube... A fost realizat 100% din banii mei. L-am început parcă când eram în clasa 8 -a și am primit prima mea bursă. Bursă ce am cheltuit-o destul de rapid pentru a cumpăra domeniul tutoriale pe net și un pachet de găzduire web. Domeniul pe care puteți să vedeți varianta scrisă a acestor videouri. Bine, scrise cu multe greșeli gramaticale, dar păstrăm asta pentru un alt episod. Așa că pe măsură ce am crescut în vârstă, și am schimbat companiile, accesul meu la bani a crescut treptat. În primul meu an de programare primeam cam 22 de milioane și sincer credeam că sunt stopul orașului cu acești bani ce puteam să-i cheltuiesc lunar. Stând acasă cu părinții pe vremea aceea, nu prea aveam pe ce să cheltuiesc, nu aveam chirie, nu aveam facturi la curent, efectiv toți acei bani îmi intrau mie și puteam să-i sparg pe ce vreau eu. Atunci am început să am o mână destul de largă și să dau banii pe prostii. Această dorință de a cheltui banii pe prostii a culminat în perioada când eram angajat la Amazon și în acea perioadă îmi ajungea un cont cam 200 de milioane sau 4000 de euro pentru cei care preferă monezi internaționale. În acea perioadă am început cu adevărat să spar banii pe prostii, pentru a vă da câteva exemple de prostii. Nu mai cumpăram bilete la economy, acum eram cineva și îmi luam bilete la business class. Mi-am cumpărat două MacBook-uri în decursul la 2 ani, deși nu aveam nevoie de un nou MacBook. Mi-a plăcut următorul model și am să-mi iau că merit. Comandam mâncare zilnic, într-o lună am ajuns să dau și 70 de milioane pe taz. Bine, aici ca o notiță, nu comanda mâncare doar pentru mine, ci 70 de milioane erau și pentru mine și pentru soția mea. Deci oarecum cred că am o scuză, deși 70 de milioane e mult prea mult. Ce alte prostii am mai făcut? Ah da, mi-am luat credit pentru o mașină nouă. O să povestim despre ce mașină mi-am luat poate în alt episod. Mi-am cumpărat un aspirator Maker cu laser, Dyson V15. O să vă pun aici o filmare cum aspira acest aspirator. Bine, asta poate a fost o achiziție faină, pentru că încă folosesc acel aspirator și e cel mai fain aspirator din viața mea. Eu nu prea sunt cu dată cu aspiratorul, dar de când am jucăria asta, asta sună, asta sună, ca o reclamă de influencer, de când am jucăria asta. Dar nu pe bune, deci de când am acest aspirator am început să dau mai des prin casă, pentru că primesc efectiv dopamină când dau așa și văd cum lasă răcurile să tot praful de pe parchet. Bine, a fost și 33 de milioane, asta e partea a doua. Pe ce mai dădeam banii? A, da, pe hoteluri. Din experiența mea de călătorit, am observat că dacă dai 100 de euro pe noapte, ai un hotel chiar ok, cu mic dejun asigurat. Știi sigur că la 100 de euro șansele să ți ți apă sunt destul de mici, dar nu! Mihai când avea bani de la 200 de euro în sus hotelul, nu mai puteam să stau în alea de 100. Toată această paradă de cheltuire a banilor a ținut cam 9 luni de zile, 9 luni în care eu nu am economisit absolut nimic. Nimic! Efectiv, zero, nada. Toți banii care mi-intrau în cont, la final de lună, dispăreau. Nu știu pe ce, dar cumva dispăreau dincă, nu mai erau acolo. O adevărată performanță, știu. Totul s-a încheiat cu momentul în care am început să-i cer soției bani de țigări. Soție care câștiga cam 70 de milioane la vremea respectivă, practic de trei ori mai puțin ca mine. Și momentul în care am ajuns să-i cer bani de țigări, Vă cam imaginați că da cu mine de toți pereții și a scos militaria jos din pod. Mi-a spus că ori începem să facem economii și să avem un buget de cheltuit, ori ne despărțim fiindcă sunt foarte imaturi financiar. Bine, ea mi-a sugerat în trecut să facem pliculețe, ca așa îi zice, pliculețe, dar eu eram cam ezitant. De deci ce eram ezitant? Acum intrăm în altă poveste. Părinții unei foste prietene, în momentul în care primeau salariu, scoteau toți banii de la bancomat și îi băgau un pliculețe, efectiv un pliculețe de la de hârtie. Și aveau pliculețe pentru doctor, pliculețe pentru mașină, pliculețe pentru meditații și practic toate aceste pliculețe erau ascunse în jurul casei. De exemplu, pliculețul pentru banii de meditații se afla sub covorul de la intrare, iar alte pliculețe, exact ca în proverb, se află sub saltea. Dar soluția soției a fost puțin diferită. Noi folosim acest produs de pe mag, E ca o agenda, numai că în interiorul agendei, o asta e de la întreținere, în interiorul agendei vedeți că aveți mai multe de în care puteți să puneți bani. Practic îți ca niște pliculețe, dar cumva de plastic. Și ăsta e bugetul de groceries, stai, invers, așa, ăsta e. Ăsta e bugetul de groceries, adică bani care îi dai la Kaufland sau Carrefour. Mai departe avem bugetul pentru benzină, care momentan ne-a mai rămas 5 lei și buget pentru întreținere care n am plătit deja întreținerea și bugetul pentru dining out. Ăsta e bugetul pentru taz. Din câte vedeți nu mai avem bani de taz luna asta. Deci va trebui să gătim. Numai că luna se resetează cam într-o săptămână. Deci o săptămână nu mai putem comanda de mâncare că nu mai avem bani. <laughs> o să vă pun pe ecran linkul de la agenda aceasta. Ea pe max se numește Set Agenda Planificator Buget. Dacă vreți dați click acolo sau o să pun link cu descriere, link fără afiliere. Și bugetul nostru arată cam așa pentru o lună de zile. Avem în total 5 categorii. Takeout care reprezintă banii care se duc pe taz, pe comanda mâncare. Eu comand numai de pe taz, asta nu e o reclamă sau ceva, numai că Glovers ultimii jepcari. Mai departe avem întreținerea, 800 de lei. În întreținere intră întreținerea apartamentului, gen căldura care o primim de la oraș, fiindcă nu avem centrală unde stăm, dar și factura la curent. Factura la curent care vine ca mare, avem 2-3 milioane de doar pe curent în fiecare lună, nu știu cum. Că nu, nu avem o fabrică aici la noi în apartament, dar cumva poate monitoarele sau ceva, consumăm foarte mult curent și nu-mi dau seama cum sau de unde. Mai departe avem chiria care e cam 20 de milioane, bugetul pentru cheltuieli alimentare este de 15 milioane cash și pe lângă acești 15 milioane noi mai punem încă 18 bani ce primim adunat împreună pe cardurile de mâncare. Bugetul pentru benzină este la fel 5 milioane, iar în total punem în pliculețe cam 60 de milioane. Eu scot lunar 40 și soția 20. Eu scot mai mult de la Bancomat pentru că am și salariu puțin mai mare. Și na, așa e cinstit din partea mea să fac. Câteva observații. Pe benzină teoretic avem 5 milioane alocați pe lună, dar într-o lună normală noi nu consumăm acești bani. Noi folosim mașina de 3 ori pe săptămână, de două ori când mergem la birou și odată când mergem să facem cumpărăturile în weekend. Au fost luni în care nu ne-am atins deloc de banii de benzină că efectiv nu avem unde să mergem cu ea. Când vine momentul să resetăm pliculețele, ne rămân de fiecare dată bani. Dacă suntem cu minți, nu reușim să cheltuim toată suma și o refolosim luna următoare. Astfel încât, uneori ne mai rămân chiar și 10 milioane în pliculețe, iar pentru luna următoare nu mai scoatem 60, scoatem doar 50 și încă un lucru pe care îl facem, bagnotele de un leu și 5 lei care ne rămân, le punem într-un borcan separat ca să-i dăm și la curier. Vă arăt și de fapt și borcanul. ăsta e borcanul cu bani pentru și Uitați aici cât sunt. Am pus într-un story pe Instagram, sunt cam 50 de lei aici adunați. Doar, doar, în bagnote de un leu. Deci na, dacă sunteți curier în Timișoara și mi livrați mie, Vă așteaptă aici baxișul gros. Cam așa stă treaba cu pliculețele. Acum ce facem noi în momentul când intră salariul în cont? Prima oară ne ducem la bancomat și scoatem banii pentru pliculețe. Mai apoi punem cam o treime, din ce ne mai rămâne o treime, poate unor chiar jumătate, din bani în conturile de economii. Soția convertește din leu în euro și îi pune în contul de economii. Eu am altă strategie. Convertez din leu în euro și pun pe S&P 500. Și dacă vă întrebați ce aplicație folosesc, folosesc eBay internet broker, nu știu ce, IBKR, o, dacă căutați pe net o să-i găsiți. Iar cu restul banilor, ce ne rămân în cont, îi ținem pentru cheltuieri lunare flexibile. Cheltuieri flexibile în cazul meu înseamnă țigări, nu fumați că nu-i bine, donații pe Twitch, dentist, diverse abonamente la Spotify, Adobe, că trebuie să plătesc premier pro să editez astea, Revolut, sau mai nou, chiar bani de avocat. O să atașez aici cheltuielile mele flexibile de luna trecută sau de acum două luni și puteți vedea cum de la 20.000 de lei, cât cheltuiam acum ceva timp, am ajuns să cheltui cam 3.000 de lei într-o lună. Pe lângă economiile puse deoparte, bineînțeles. Ăștia sunt doar banii ce intră pe Revolut. Eu tot ce cheltuiesc din banii aceștia flexibili, tot ce cheltuiesc îi trec prin Revolut ca să pot să am o evidență clară pe ce am dat banii pe parcursul unei luni. Pe Revolu nu știu dacă știați, dar puteți să vedeți niște statistici, cât, a, cât ați dat pe restaurante și așa mai departe. Cam acesta a fost videoclipul, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, lăsați-le în căsuța de comentarii. Eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare.